Salutare, dragi români! Astăzi continuăm seria de deșteptări inedite cu povestea celei mai mici bancnote din lume. Dacă ați bănuit, atunci ați ghicit că ea provine din România și a ajuns în Cartea Recordurilor după ce a fost emisă în 1917, la vremea respectivă valorând doar 10 bani. Istoria tumultoasă a bancnotei a început în plin prim război mondial, când trupele germane avansau cu putere peste granițele românești. Aruncată într-o sărăcie lucie, România avea nevoie vitală de monede cu valoare mică, doar că nu dispunea de resurse pentru materia primă. Unitatea există din 1867, iar la început a fost emisă sub formă de monedă. Concepută de desenatorul Horatiu Sava Dumitru, aceasta era bătută în Anglia. După anii 1900, cuprul din care erau fabricate monedele a fost înlocuit cu nichelul, care în perioada războiului a devenit un metal prețios, fiind folosit de industria armamentului. În 1917 a venit și decizia care urma să arunce hârtia de 10 bani în Cartea Recordurilor. Monedele urmau să fie înlocuite cu bancnote, de preferabil cât mai mici, pentru economisirea hârtiei și cernelei. La vremea respectivă, nimeni nu se gândea însă că lupta pentru supraviețuire va ajunge în Cartea Recordurilor. Ofensiva germană asupra Bucureștiului a avut și ea un rol important în emiterea noii bancnote. Odată cu primul război mondial, inevitabil, inflația a sărit în aer, iar economia a avut de suferit. Pentru asigurarea unui echilibru, era nevoie de schimbări, iar primele decizii au vizat chiar noile mijloace de plată, ce urmau să fie asigurate de Banca Generală Română, cea care avea capital german. Hârtia de 10 bani era tipărită de Serviciul Geografic al Armatei. În 1917 nu avea serie, număr sau filigran. A fost printre primele bancnote românești care înfățișează chipul unui monarh, în cazul acesta, cel al regelui Ferdinand. Avea dimensiunile de 27,5 x 38 mm și arăta mai degrabă ca un timbru. Era colorată în verde și portocaliu, iar pe ea puteau fi observate anul de emisie și cuvântul România. Pe o parte era imprimat chipul regelui Ferdinand I, iar pe verso era prezentă stema României alături de deviza regală Nihil Sine Deo. De la Berlin, bancnota de 10 bani a venit cu regularitate până aproape de finalul anului 1918. Din 1919 până în 1990, când a avut loc modificarea monetară, aceasta a circulat în paralel până la retragerea definitivă a ei. Bucata de hârtie a devenit vedetă și datorită faptului că a avut și are cea mai mică valoare monetară din țară. În 1917, un leu echivala cu 100 de bani și totuși, ce își puteau cumpăra românii la vremea respectivă cu o hârtie de 10 bani? Aproape nimic. Un kilogram de pâine, de exemplu, ajungea chiar și la 50 de bani, iar o găină era 9 lei. Astfel, un român avea nevoie de 95 de bancnote de 10 bani pentru a-și cumpăra o pasăre și o pâine. Aceasta este povestea celei mai mici bancnote din lume. În episoadele următoare vom povesti și despre istoria Băncii Naționale, când vom afla câte bancnote și monede a emis România încă de când a fost constituită. Până data viitoare, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!